Salut! Astăzi o să tăiem împreună un săpun. Nu e un săpun dinamovist, deși e alb și albastru. E roșu și albastru. Ci e un săpun cu lemon gras și frangipani. Încerc să îl scot din formă. Astea au fost pe laterale. Și să-l pun la uscat apoi pe celebrele mele cartoane. Da, prefer să le pun pe carton, pentru că în felul ăsta cartonul absorbe absolut toată umiditatea pe care o mai conține săpunul și toată orice exces de ulei. Așadar, să-i curățim marginile. Încă mai are câteva. Așa. Sper că și vedeți ce fac eu aici. De-abia aștept să văd ce minunăție de formă are în mijloc. E un săpun în care mi-am amintit să-i pun în ultimul moment puțin lapte de cabră. Și este un săpun care o să se... ce bine miroase! O să se usuce probabil puțin mai greu, având o cantitate mai mare de lichid. Este un săpun care miroase extraordinar și care poate fi de asemenea un cadou superb de Crăciun. Și el s-a încălzit puțin și asta a ajuns un pic în faza de gel, dar miroase demențial. O bucată are aproximativ 100 de grame.